Bun găsit, doamnelor și domnilor, astăzi este timpul pentru emisiunea noastră dedicată sănătății. Invitata mea de astăzi este Monica Maria Degeu, terapeut Bach. Am ales să vorbim astăzi despre insomnie. Rescue Night și insomnia este numele unui nou seminar pe care îl organizează Monica, la care sunteți invitați și dumneavoastră, dar înainte de asta eu spun să rămâneți alături de noi pentru a afla mai multe informații despre ceea ce înseamnă terapiile florale Bach și despre subiectul pe care noi astăzi o să-l abordăm, insomnia. Bineînțeles că fiecare avem, să spunem așa, procesul nostru în tratarea insomniei și vindecarea este diferită pentru toți. Astăzi, în linii generale, vorbim despre somn, insomnie și despre echilibrul organismului nostru. Bine ai revenit alături de noi, Monica! Bine v-am regăsit și mă bucur mult să fiu alături de voi, de telespectatorii noștri. Mulțumesc pentru invitație și pentru tematică, fiindcă e una dintre tematicile des întâlnite. De foarte multe ori, foarte multă lume spune că nu poate să doarmă sau se trezește obosit. Suntem în situația în care somnul îl putem caracteriza și cantitativ și calitativ. Nu întotdeauna un somn foarte îndelungat îți aduce, da, o stare de bine. Deși medicii specialiști ne spun că minim 8 ore de somn pe noapte de calitate este foarte sănătos pentru organism și îți aduce echilibrul, dar sunt persoane pe care le cunoaștem care spun că 20 de minute au fost fantastice ca să se odihnească. Da, da. Ada e împărțită ziua de 24 de ore în 3 părți și atunci ne dă un 8 care ar fi ideal să îl avem de odihnă. 8 ore de odihnă. Chiar dacă nu reușim să dormim efectiv, da, să te odihnești și să simți că ești odihnit în aceste 8 ore de somn. Acum fiecare este își monitorizează starea de bine, fiindcă am pornit în această descriere a somnului de la specificația unei tinere care spunea: dacă aș putea să dorm, m-aș liniști. Ceea ce trebuie privit invers. Deci dacă ești liniștit, atunci starea de somn și starea de bine revine. Da, revine și somnul se reinstalează. E necesar să-ți găsești întâi motivele pentru care somnul tău nu este calitativ, somnul tău nu este bun, nu este suficient și de ce te trezești noaptea, deci să te gândești cumva să-ți recapezi liniștea ca să ai somnul. Și atunci remediile florale Bach spre asta acționează, să te gândești la tine din punct de vedere emoțional, din punct de vedere al stresului ăsta pe care îl denumim, că stresul nu ne lasă în pace să ne trăim viața frumos și liniștită. Știți? Și cum monitorizăm noi, fiecare dintre noi, stresul? Pe unii ne stresează ceva, pe alții ne stresează altceva. Și atunci câtă răbdare ai, cum poți să te monitorizezi tu astfel încât să ai o calitate bună a liniștii, a somnului, a odihnei tale. Și cum o faci? Cum o faci? Și te întreb ca și terapeut, atunci când pacientul, clientul vine și îți spune nu dorm. Le povestești și despre faptul că e important să aibă 8 ore de somn sau nu e atât de important?
Nu, fiindcă speri și mai mult clientul tău care poate nu mai a apucat să doarmă 8 ore de ce ne știi câtă de vreme. Zile. Da, și atunci în remediile florale Bach este unul dintre remedii care e preparat din floarea de măslin, care asigură întâi o depășire a stării de oboseală cronică. E acel burnout de care iarăși îl auzim tot mai frecvent la foarte multe persoane care spun am intrat în burnout, adică oboseala, aș spune cuvântul, încât nu te mai poți concentra, simți că chiar dacă somnul se instalează și dormi foarte mult, nu e calitativ bun și nu mai poți să fii activ în timpul zilei, în timpul orelor în care tu ar trebui să dai randament maxim. Și atunci zici, măi, e un burnout. Și atunci încerci să recuperezi pe plan emoțional, treptat, astfel încât calitatea vieții să devină treptat ameliorată într-un fel. Fiindcă din punct de vedere al unui terapeut, nu poți să administrezi ceva ca o pastilă, de aceea mă bucură mult că alături de postarea pe care am făcut-o cu Rescue Night, care este o combinație a celor de la Back Center, pe care o consideră să o ai la nevoie în momentul în care simți că acea calitate a somnului tău nu mai este cea necesară odihnei. Uite, eu vreau să te întreb dacă funcționează 100% în cazul în care în trusa ta de concediu, de zi cu zi, tu ai Rescue Night, dacă funcționează de prima dată când o încerci. Nu știu, da. Dacă ai încercat tu, da, sau dacă au încercat pacienți? Foarte mulți cei care au beneficiat de Rescue Remedy și au obținut rezultate foarte bune la noi în țară. Ada, e mai puțin cunoscută această terapie. De aceea lucrez în cursul pe care e la 5-a ediție a acestui Încerc curs. Să familiarizezi în primul rând exact oamenii despre ceea ce înseamnă remediile exact florale. Da, da, fiindcă sunt foarte mulți și invitați și psihologi în cursul respectiv, în care tocmai asta spui, că sunt țări cu tradiție, țări în care sunt deja și unele studii clinice făcute, mult mai aprofundată și mai avansată. Și de 90 de ani de când terapia se propagă, deci din 1930, când medicul le prepară pentru prima oară și le administrează pacienților lui și începe să aibă rezultate, și sunt 90 de ani de când iată că e răspândită în întreaga lume pentru rezultatele pe care le-a adus. La noi? Acum, la noi, dacă iei Rescue Remedy, Rescue Night, îl iei ori în momente în care simți că nu e bine și vrei ca somnul să se instaleze, și atunci este prescripția farmaceutică, este un remediu pe care îl găsim gata preparat alături de Rescue Remedy, un remediu pe care noi l-am mai discutat. Panacea universală, am putea spune. Da, adică un remediu pe care să-l ai ca o trusă de prim ajutor. În momentul unui impact emoțional extraordinar de puternic, atunci să acționezi și să-l ai. Ei, la fel și Rescue Night, are pe lângă cele 5 elemente pe care le are Rescue Remedy, îl are și pe al 6-lea, care oprește un carusel mental. Sunt gândurile alea repetitive, te pui seara în par și începi să ai discuții în gând cu ceea ce s-a întâmplat, scenariile de peste zi, practic le reiei și nu te poți liniști din cauza lor. Deci sunt momente în care simți că ai nevoie de ceva ca natural, să șteargă memoria. Exact, să te liniștești, fiindcă îți dai seama că discuțiile respective nu o să le ai niciodată în mod real și că doar îți încarci gândul și mintea cu ceva inutil.
Și atunci, dacă ai Rescue Night, e posibil ca 4 picături să-ți fie suficiente, astfel încât să restabilească acest... Liniștești. Da, da, în momentul în care simți că e necesar, fiindcă Rescue Night îl are și pe Star of Bethlehem. Este o floare pentru momente de traume. E posibil ca un moment de șoc emoțional, de un impact emoțional foarte mare în viața ta, să te fi lăsat cu o noapte nedormită și după noaptea aia de șoc, somnul să nu-l mai poți recupera ani buni și să te trezești la un moment dat că nu e doar un stadiu de... că devine o insomnie cronică. Disconfort, exact, ci devine o insomnie și o insomnie cronică. Și atunci, după cum spuneai și tu, sunt deja oameni specializați pentru a-ți recupera somnul. Starea de bine. Somnul are rolul ei în refacerea organismului zi de zi. E unul dintre pilonii. Pilonii principali, așa cum este alimentația, exact, somnul, mișcarea și apa, toate au roluri foarte importante pentru echilibrul organismului. Nu dormim, se accentuează stările, să spunem că nu dormi o noapte, nu dormi două bine. Nu mi-aș închipui viața fără să pot fără să dormi, pentru că da, te resetezi efectiv, da, așa cum e calculatorul, îl închizi, se răcește, își reface absolut structura, așa suntem și noi. Nu dormim, s-ar putea ca peste o săptămână să ajungem în starea aceea de burnout despre care povesteai mai devreme, da, să ajungem să cerem ajutorul, nu știu, doctorilor, să apelăm poate la medicamente care nu întotdeauna îți fac bine. Efectele sedative nu sunt cele pe care le căutăm, fiindcă un efect sedativ are și părțile lui mai puțin deslușite, să zicem, mai puțin pozitive, cunoscute și pozitive, sau chiar dacă sunt cunoscute și exprimate, în timp să nu ajungem. La un moment dat corpul se obișnuiește și cu acele medicamente și starea revine. E posibil, da, ca să fie necesar să schimbi mereu o compoziție chimică cu care deja organismul se obișnuiește și să nu mai găsești oarecum soluția optimă nici după ce ai schimbat câteva dintre prescripții medicale. Și atunci, sigur, sunt și alte terapii complementare care vin în sprijinul reluării etapelor de odihnă din viața omului. Eu aici aș numi chiar, se numește terapii cu lumină, sunt 108 zile, practic, în care tu să parcurgi anumite etape sub îndrumare terapeutică, astfel încât să-ți reiei somnul în momentul în care simți că somnul nu este benefic. Nu poți să bați din palme și deja... Mâine, exact, dormim. De mâine dormi. Da. Și e o terapeută pe care am cunoscut-o și eu nu de multă vreme, Cristina Geta Dudu, care are un astfel de program de reinstalare a somnului, bineînțeles, nu instantaneu, ci parcurgând un întreg program. Așa cum în care... s-a instalat această insomnie cu timpul, are la nevoie fel de timp pentru a reechilibra, absolut, zona aceasta. Absolut, da. Nu. E bine dacă luăm măsuri cât mai repede cu putință. Și acum îmi îndrept așa atenția că tot programul meu, care e Laborator de Curaj, e practic pentru tine și copilul tău, astfel încât să-ți dai seama că remediile florale Bach sunt un ajutor și în perioada adolescentină, când foarte mulți adolescenți își strică somnul pe toată perioada, să zicem, tinereții,
nopții, fiindcă nopțile nedormite în perioada asta fac ca pe urmă somnul să se recupereze tot mai greu. Și am întâlnit cazul unei tinere mame care își dă seama că, de fapt, de pe vremea adolescenței ea nu mai doarme. Un somn sănătos și acum, bineînțeles, că vede asta la pruncul ei, care încurcă ziua cu noaptea și își dă seama că să restabilească somnul e foarte important atât pentru ea, cât și pentru pruncul căruia îi transmiți din emoțiile, din fricile tale. Și sigur că somnul are foarte multe foarte mulți prieteni, liniștea, bucuria, bunătatea, sunt elemente care să te ajute să-ți recuperezi așa echilibru emoțional, da? Astfel încât să poți să reinstalezi somnul și să dureze asta o perioadă în care tu să devii mai liniștit, din ce în ce mai puțin îngrijorat. Am și eu mămici care spun că în perioada aceea când sunt copiii mici au un stres puternic pentru că nu reușesc să doarmă, nu reușesc să-și liniștească gândurile, fricile, emoțiile, toate acestea de multe ori dezechilibrează organismul și, într-adevăr, mămicile ajung la o saturație, un burnout și au nevoie de ceva să se reseteze. Da. Poate că și discuția noastră despre somn o să le dea câteva idei despre cum s-ar putea ajuta vindeca singure, sau ajuta singure. Singure până într-un punct, până în momentul în care vezi că da, reușești de unul singur să devin din ce în ce mai bine și să ai așa o igienă a minții. Și vorbim despre remedii florale Bach, pentru că remediile florale Bach au, să spunem așa, darul de a ne ajuta să ne restabilim din punct de vedere emoțional, pentru că totul pleacă de la emoțiile care ne parcurg organismul minut de minut, că orice întâlnire sau orice situație de peste zi poate crea o stare emoțională, o nerăbdare și să o duci mai departe până spre seară și să nu mai reușești să te detenționezi. Și aș vrea să enumeri fiecare floare care este un remediu pentru insomnie. Și să ne spui fiecare floare ce fel de emoție tratează, că poate așa înțeleg mai mult În Rescue Night sunt introduse șase remedii florale. Și dacă începem cu Star of Bethlehem, care e o floare de primăvară, floarea de bălușcă, care e și ea un remediu de sine stătător. Doar că în această combinație pe care o găsim gata preparată în farmaciile online, în farmaciile din orașele mai mari, poate că o să ajungă și la noi, să zic că e unul dintre elementele de bază pentru atunci când somnul a fost deviat, să zicem, într-un moment de traumatizant din viața ta. O știre proastă, ceva care s-a întâmplat și tu ai avut așa o emoție puternică, ți-a produs un dezechilibru. Da, încât n-ai mai putut să îți revii. Deci din momentul ăla că te întorci și zici: "A, păi e de mult, de când am aflat eu că..." Sau aflarea unei vești foarte proaste pentru tine, pentru unul dintre membrii familiei tale, și să-ți declanșeze o insomnie. Și atunci Star of Bethlehem vine cumva să liniștească, chiar dacă s-a întâmplat mai de mult elementul ăsta perturbator. Tratează o liniște care s-a întâmplat de mult să fie deranjată, să nu mai aibă loc, să zic, în organismul tău. Pe urmă e impatience. E o floare care tratează nerăbdarea. Cei foarte agitați,
cei foarte nerăbdători. Care abia așteaptă să se trezească dimineața, să-și să termine. Să facă altceva, da, da, da. E o stare pe care impatience poate să o amelioreze. Pe urmă e clematis, o altă floare, clematis vitalba, care este pentru cei care sunt visători, dorm pe picioare, cumva, dar nu reușesc să se odihnească. Nu reușesc să fie suficient de prezent în timpul zilei și noaptea să doarmă odihnitor. Deci e o stare de somnolență care te însoțește și pe timpul zilei și să nu-ți fie cu folos. Pe urmă e Rock Rose, care este una dintre florile care ameliorează stările de panică. Sunt foarte mulți copii care în perioada sau adolescenți care se tem de un examen, de ceva care urmează mâine, urmează să se întâmple și care să aibă momente de coșmaruri chiar. Deci dacă suferi de coșmaruri pe timpul nopții și nu este odihnă, te trezești și nu mai poți să adormi, sunt ore întregi în care nu mai poți să dormi de groază, e Rock Rose unul dintre remediile care să te ajute și care este inclus în Rescue Remedy. În ai putea Rescue să folosești Night. Toate aceste remedii și separat? Le-ai putea folosi și separat și chiar este indicat. Eu niciodată nu merg pe remedii de-a gata, fiindcă fiecare are nevoie, o anumită componentă. Da, are nevoie de ceva anume pentru el. Rescue Night nu-l conține pe oliv, care este un remediu necesar în momente în care oboseala cronică este deja instalată. Este White Chestnut, remediu necesar când gândurile sunt repetitive și nu le mai poți opri. Dar sunt persoane care le întrebi și ce faci când nu dormi? Care este starea ta? Și spune pe nimic. N-am niciun gând. Nu pot să adorm, pur și simplu nu pot să adorm. Și atunci te gândești care sunt remediile care sunt necesare pentru el. Și atunci poate să fie clematis unul dintre remedii, fiindcă e așa cineva care e foarte absent față de tot ce se întâmplă în jur. Da, și totuși să nu poată să Să adoarmă. Sunt și persoane care adorm foarte ușor și nu pot păstra somnul. Da, se trezesc foarte repede. Pur și simplu. Am impresia că am dormit nu știu cât și că pot să mă apuc de treabă. Îmi dau seama că n-aș face bine dacă rămâne în pat, nu e bine, dacă se trezește și își continuă somnul. Munca chiar iarăși nu este bine. Bineînțeles că nu face o muncă eficientă și nu este organismul bine la un moment dat, eu zic absolut. Așa că cunosc în același timp persoane care spun că nu dorm de ani de zile, că așa e viața lor. Dar la un moment dat ceva se va întâmpla. Simți că organismul rezistă, dar la un moment dat fizic apar probleme. Absolut. Nu mai absorbi, organismul nu mai e la aceeași capacitate. Eu așa cred și cred că așa funcționăm noi. Da. Avem nevoie de toate elementele ca să fim echilibrați. Bineînțeles, Ada, și aici cu mare atenție spre tânăra generație care are impresia cumva că reducând orele de somn și somnul bun de noapte e mai eficient. În față mai eficient când e liniște și e liniște afară și da, înveți mai eficient tocmai fiindcă ai nevoie de liniște să te poți concentra, scade puterea ta de concentrare.
mare. Ori pe timpul zilei, chiar dacă auzi o pasăre, chiar dacă sunt anumite zgomote benefice, sunt ale tale, sunt pe timpul zilei și tu te concentrezi și ai puterea de concentrare. Nu ai nevoie de liniștea nopții ca să lucrezi și tu în ton cu toți cei care lucrează pe perioada zilei. Deci pentru concentrare ar fi clematis. Pentru concentrare ar fi bun clematis. Este chestnut bad, iarăși, pentru procesele de memorare, care nu este conținut în Rescue Night. Asta vreau să spun. Chestnut bad e un altfel de element pe care noi l-am mai discutat. Așa da, o altfel de floare care e de fapt un mugure din care se prepară unul dintre remediile florale. Singurul mugure. Mugurul de castan? Sau? Mugurul de castan pentru procesele de învățare și ca să schimbi niște obiceiuri, ca să reușești să diminuezi din orele pe care tu singur te-ai privat de orele de noapte, de odihnă și acum e necesar să reiei. Și atunci cu jumătate de o oră înainte să faci anumite lucruri pe care le făceai după ora 1 noaptea, să le faci la 11 și să începi să reiei ciclul ăsta de noapte-zi, procesele care au nevoie să creeze melatonina necesară organismului. În timpul zilei. Apropo, da, de acest lucru, într-adevăr, că auzi foarte mulți adolescenți care sunt la final de an școlar, clasa 12, la final de ciclu, clasa 8, care învață foarte mult și care, cum spuneai tu, unii preferă să învețe noaptea că e liniște, că nu se pot concentra în timpul zilei. Pentru aceștia poate că ar putea fi benefice remediile florale, nu e, să spunem așa, nu afectează în niciun fel organismul, sunt naturale. Elemente naturale care vin doar să-ți liniștească sau să sprijine emoțiile și gândurile și procesele acestea pe care noi le derulăm zi de zi. Da. Somnul este, pe lângă hrană, cum spuneai, și pe lângă mișcare, este baza sănătății noastre. Și atunci e necesar să știm asta, e nevoie să dormim, e nevoie tocmai ca să ne putem concentra, să putem avea randament, să putem fi liniștiți și să ai suficientă energie pentru examenele care te așteaptă și pentru toate etapele vieții e necesar și în momentul în care devii părinte și în momentul în care dai mai departe din obiceiurile tale și copiilor tăi. Da. Totul pleacă de la... Totul pleacă, să spunem așa, din sânul familiei și învățarea pleacă tot din sânul familiei și obiceiurile sănătoase pleacă tot de acolo. Mă gândesc că și celelalte care nu sunt destul de sănătoase, dacă părintele nu doarme noaptea sau dacă este foarte agitat de multe ori, poate că nu vrem, dar transmitem, pentru că starea de anxietate, de nervozitate, dacă o are un părinte, o transmite cu siguranță și mai departe. Echilibrul familiei se strică în cazul în care unul din familie nu este agitat. Și vedem foarte bine acest lucru și atunci când ne întâlnim cu persoane agitate, transmitem emoția sau ni se transmite mai departe și parcă intri așa într-o buclă din care trebuie să știi cum să ieși. Trebuie să știi să te protejezi, da, de știrile astea proaste, de tot ce înseamnă vești rele care pot să-ți producă o anxietate și să... Anxietatea asta să nu te lase să dormi. E așa o stare de teamă, ceea ce poate se va întâmpla mâine și ce o să fie. De exemplu, sunt și copii care au așa o teamă de noapte și acolo e aspăn, este un alt remediu floral necesar pentru copiii care nu dorm singuri, nu pot să oprească lumina, au nevoie de o lumină de veghe. Și deci acolo nu se pot împrieteni cu noaptea. Deci acolo e bine să existe
un remediu. un alt, da, un alt remediu care să te ajute pe tine ca părinte și pe el ca și copil. Am întâlnit un caz, dormea sufocat de-a dreptul sub plăpumică, atât de frică îi era De noapte. că de noapte și de Întuneric. întuneric că, sau de ceva care vine în timpul nopții și poate să îți provoace ceva rău. Acum aveți grijă și la ce Și la ce povestești, povestești ce și la ce povești de se... seară poți să la ce ne spui. uităm pe Da, YouTube. absolut, absolut. Și la desenele animate pe care le punem copiilor și la Multe tot ce facem. dintre ele creează Absolut. stări De agitate, anxietate de și de ansietate. agitație. Și e necesar să fim atenți la tot ce perturbă somnul ca să nu fie o perioadă prea lungă și să devină o stare cronică. Deși și somnul prelungit, nici acela am văzut din ceea ce ne spun specialiștii, nu e sănătos. E Nu. sănătos să te trezești dis de dimineață, cel târziu la ora 8, Și să fii odihnit, să fii să te odihnit. trezești Cei odihnit. care dorm prea mult Da. sunt prea obosiți, să spunem, de multe ori Da. când dorm mult, dacă v-ați observat, ai senzația că ești obosit, Da, că că nu-ți nu mai revii, ai, da, nu mai că ai n-ai chef. randament, că n-ai chef. Și atunci e bine să găsim echilibrul în tot și în toate. În toate, da. Și e bine să ne gândim la noi și la cei din jurul nostru de când sunt mici, să ai obiceiuri sănătoase, să faci astfel încât să le menții și în perioada adolescentă, ca să fii atent la adolescentul tău care este un matur în devenire. Sunt și procese încă de învățare care, dacă tu ai citit și ești suficient de Concentrat, concentrat pe ceea ce ai citit, odihnindu-te, se așează se așează ceea ce tu ai citit. de multe Deci ori. este și rolul acestui program pe care, de care am spus cele 108 zile, cumva de a parcurge un program Program. de recuperare a somnului, care este destul de greu și să ai nevoie de un terapeut care să meargă împreună cu tine Zi de zi. o perioadă destul de lungă, astfel încât tu de la pastilele pe care le iei și care te-au ajutat să recuperezi și încet, încet chiar să ajungi să renunți la un tratament medicamentos, asta este deja foarte greu. Sunt persoane care știu că merg la psihiatru pentru această liniște Absolut. pe Când este care. nevoie de te depășește ca și putere, să zic, pe tine ca persoană fizică, îți dai seama că Am o nu problemă. reușești să restabilești și nu mai poți așa, nu poți să continui așa. Lipsa de somn duce de Duce la multe ori, moarte. da, la moarte, la Da, stări de depresie, la stări anxioase grave, la un dezechilibru total al vieții și al organismului. N-ar trebui, de multe ori poate privim somnul ca ceva nu foarte important, deși este de o importanță vitală. vitală în organism. Da, așa este. Deci Rescue Night, de care noi am povestit, este un amestec de 6 plante, de 6 esențe florale extrase apos, pe bază de apă și sunt în 2 variante pe care le putem găsi, concentrat în glicerină, care nu conține absolut deloc alcool. E o glicerină alimentară, o glicerină vegetală, o glicerină pe care produsele farmaceutice le au și le întrebuințează și este Rescue Night, o soluție alcoolică. Se folosesc ambele, se folosesc foarte diluat în picături pentru a ameliora stări care
necesită, să zic, o grijă pentru a relua somnul. Este un rescue night, ajutor, deci un ajutor de noapte. Un ajutor de noapte pentru momente în care vezi că somnul tău este prea agitat, nu mai poți să recuperezi. Asta vreau să te întreb. E simplu să iei o sticluță, dar de multe ori ai nevoie și de o îndrumare, de o ghidare care poate veni din partea unui terapeut Bach, așa cum ești și tu, Monica. Da, sunt... Pentru o completare, pentru o aprofundare a informațiilor. Da, este un program gratuit, monicadegeu.ro, în care tu afli câteva elemente vis-a-vis de remediile florale Bach. Ce sunt, sunt câteva dintre ele, sunt 38 în total, dar sunt câteva dintre ele pe care poți să afli amănunte, destul de multe amănunte într-un sistem gratuit, introduci e-mail-ul și poți să afli mai multe pe e-mail-ul tău despre remediile florale Bach și cum te pot ele ajuta și este și un curs pe care îl derulez de ceva vreme, este la 5-a ediție, se desfășoară acum, pentru a afla toate remediile florale într-un anume mod terapeutic și un mod unic, pentru că fiecare terapeut își imprimă cumva modul lui de a te face să le înțelegi și să le abordezi în momentul în care simți că ceva nu e bine, nu mai erai ca altă dată sau ai nevoie chiar să fii ca cum îți dorești, ca deci atunci când simți că nu ești chiar bine, că ești într-un dezechilibru, că vrei să te dezvolți un pic, dar nu ai nevoie neapărat de un medic sau ai nevoie doar de un ajutor simplu, poți începe cu terapiile complementare. Absolut. Dacă simți că e mai grav, mergi mai departe. Și oricum cred că fiecare terapeut care își abordează pacientul simte dacă e nevoie de mai mult sau de mai puțin și își sfătuiește în concordanță pacientul. Absolut, absolut, fiindcă să sesizezi anumite probleme pe care le are și ești în măsură sau nu ești în măsură să-l ajuți și atunci e necesar să spui asta și să treci la etapa următoare. Da. Și de aceea rolul terapeutului este acela de a te ghida și tu singur vezi niște rezultate și tu singur poți să te descrii cel mai bine și atunci un curs este cel care te poate îndruma pe parcursul unei întregi vieți. Că este. Ai aflat câte ceva și aplici la momentul la care ai nevoie de acel ceva pentru tine și pentru copilul tău, pentru tine și pentru cel apropiat ție pe care tu îl cunoști și să zici stai puțin că ți s-ar potrivi ceva pentru momentul ăsta. Cursul se numește Laborator de Curaj, fiindcă am considerat... Toți avem nevoie de curaj. Da, am considerat așa o carență, să ai curaj, să ai anumite atitudini, să ai o anumită abordare, să spui ce simți, să ai curaj să fii tu însuți. Și sunt foarte mulți care au insomnie din cauza faptului că nu reușesc să se exprime Monica, ceea te pui ce în pat îi doare și încep pe timpul nopții și încep să-i spui în timpul nopții, dar dimineața o iei de la cap. Nu ai curaj să ai o abordare sănătoasă pentru tine și pentru cei din jurul tău. Sunt sigură că toți trecem prin astfel de momente. Eu mă bucur că te cunoaștem pe tine. Iar atunci eu mulțumesc când pentru invitația voastră și mulțumesc telespectatorilor care se uită spre emisiuni dedicate sănătății. E important să ne cunoaștem pe noi.
Să ne cunoaștem potențialul, să știm, să recunoaștem dezechilibrul și da. Să cerem ajutor. Cred că acesta, atunci când facem primul pas, să cerem ajutor sau să ne îndreptăm atenția înspre o anumită zonă, cred că e cel mai important lucru pe care reușim sau putem să-l facem pentru noi. Absolut, absolut. Să recuperezi o stare de bine în momentul în care vezi că nu ești bine, să ai grijă de tine, să ai grijă de cel de lângă tine și să fim buni, să fim mai generoși. Poate reușim să aducem mai multă stare de bine și somnul să-ți fie cu adevărat liniștit. Deci cine doarme bine, eu cred că își îndeplinit planurile de peste zi și e fericit. Cel care, da, e cel care își are o stare bună de sănătate și de spirit bine. Da, permanentă. Da. Așadar, aveți grijă la somnul dumneavoastră. Dacă nu știți ce să faceți în privința somnului, noi astăzi v-am oferit câteva remedii florale Bach. Așa cum vă spuneam, Monica, sunt și cursuri în ceea ce privește această terapie florală Bach. Sunt și remedii pe care le putem folosi și sunt, bineînțeles, specialiști. Sunt oameni care și-au dedicat, să spunem, viața și cariera chiar pentru acest lucru, pentru somn. Astăzi avem informații în oriunde ne dorim, găsim toate informațiile și putem găsi și rezolvarea problemelor noastre. Doar absolut. Să vrem. Doar să vrem. Doar să vrem, să căutăm. Da. Monica, îți doresc succes în tot ceea ce faci. Te așteptăm mulțumesc. Și cu alte subiecte aici. Da, mulțumesc foarte mult, Ada. O seară bună să aveți, doamnelor și domnilor, să dormiți bine, vă dorim astăzi. Ne revedem mâine la Mediaș 120. La revedere!